O casă a ars ca o torță seara trecută în comuna Plopșoru. Proprietarii imobilului sunt plecați în străinătate, o rudă fiind cea care veghea asupra locuinței. La fața locului au ajuns pompierii gorjeni care au intervenit pentru lichidarea incendiului. Am fost chemați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în comuna Plopșoru, satul Văle. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt din cadrul instituției noastre, precum și o ambulanță din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. Echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta generalizat la acoperișul construcției. Pompierii militari au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Din fericire, nu au avut loc pierderi de vieți omenești. Ruda celor care dețin imobilul a ajuns la spital în urma șocului suferit.